Timișorenii vor avea din nou piață volantă în zona Gheorghe Lazăr, începând de săptămâna viitoare. După succesul târgului de vară, pe strada Martir Remus Tăsală, va funcționa piața volantă două zile pe săptămână. Pentru început, 10 mese vor fi pline de marfă proaspătă, iar dacă proiectul se dovedește un succes, vom suplimenta numărul lor. La cumpărături puteți veni cu micul mare, e deschisă miercurea și sâmbăta, de la 5 până la ora 18. Le mulțumim tuturor timișorenilor care s-au implicat și ne-au transmis că își doresc ca această piață să redevină parte din comunitatea lor, transmit reprezentanții primăriei Timișoara. Producătorii interesați să-și expună produsele la piață sunt așteptați pentru semnarea contractelor la sediul SC Piețe, strada Ovidiu Balea, numărul 2.